Astăzi ce vreau să vă prezint? Astăzi vă prezint că am schimb liniștit, da? Schimb liniștit care unde matca de la sine se face schimbul liniștit, nu tăind handicap, făcându-i nu știu ce handicap la matcă. Și astfel profităm de ea pentru a obține cât mai multe mătcuțe de acest gen. Ce înseamnă schimbul liniștit? Cum am spus, matca prezentă în stup, ceva anume nu-i convine la albina, ori a îmbătrânit matca sau ceva s-a întâmplat, iar albina, de comun acord cu matca, va decide acest lucru. Schimbul liniștii nu se poate declanșa tăindu-i aripă, pătindu-i în picior, răpindu-i mirosul la contactul cu feromonii albinei, acele deja sunt măci de salvare, indiferent ce se zice altceva. Fiindcă schimbul liniștit din anii 40, așa este descris, matca prezentă, neforțată, va porni creșterea la boci de comun acord cu albine. Eu chiar am o problemă, cum ați văzut, într-un film unde am prezentat o colonie unită, unde n-a reușit unificarea. Și această botcă găsită aici, eu am mai văzut, o să o duc în acea colonie pentru a profita de dânsa, da? Iată, aceasta este botca de schimb liniștit. O să vin să vă arăt. Așa. Deci matca este prezentă, ouă. Undeva, stați, iată, aici este botca, aceasta este căpăcită, vă dați seama ce lungă este. Bun, eu o să duc această ramă în familia unde am nevoie, o să verific, mă duc, o să pregătesc acea familie pentru a primi această ramă și voi veni înapoi. Acolo am distrus mare parte toate bocile de salvare. Și astfel va accepta foarte bine această bocă. Bun, o să revin după ce duc rama. Iată, continuăm la această familie de schimb liniști. Unde am dus acea ramă cu botcă, de fapt am găsit două boci. La familia aceea o să pun link-ul să-l găsiți. Acestui stup i-aduc încă o ramă de acolo cu puie. Între timp, o să mai verificăm un pic, se vede. Una am găsit, încă nu-i căpăcită. O să împart acest stup în două, pentru a profita de a obține matcă de schimb liniști. Da? Sunt valoroase, dar trebuie să știm să profităm de ele. Cel mai greu pentru un începător, să zicem așa, ar fi identificarea acestor boci de schimb liniștit. Fiindcă ele sunt puține în mod normal, între 3 și 4, iar în momentul în care îndepărtez, vor mai apări.
până acum am găsit aproximativ 4 bucăți. Am o soluție, ori împart în două, sau profităm acolo unde considerăm că sunt bătrâne mărcile și putem introduce astfel de botcă. Ouă încă destul de bine această marcă. Deci, să înțelegeți un simplu lucru. Nu există alt tip de schimb liniștit decât cea acceptată de matcă împreună cu albina. Acele măci obținute în afară de schimb liniștit, cum ar fi tăierea aripilor piciorului sau oprirea feromonului la matcă, izolarea feromonului într-o parte sau cealaltă a stupului, va rezulta doar măci de salvare. În niciun caz nu schimb liniște. Matca este aici, ca să înțelegeți, nu e matca izolată. Nu vreau să o pierd. Undeva pe mijlocul ramii, urcă în sus. E foarte frumoasă. Matcă care a declanșat schimbul liniștit în prezența ei. Ea a fost de acord cu acest schimb de a fi înlocuită. Soarta a făcut să am nevoie de botchi. Dacă nu, aveam altă soluție, dar e bine și așa. Iată, pornită încă una, dacă văd bine. Da, are larvă. Deci arată foarte bine. Am aproximativ 3 boci de acest gen. Pentru a obține măci de schimb liniștit, există o soluție. A lua larve, în momentul în care faci mătcuțe, de exemplu prin transfazare, să iei larve de la acest gen de măci. Deci dacă voi reuși să împerechez măci de la această matcă, tot din ea să mă duc să iau larve în momentul în care voi face măci, anul viitor. Bun, a avut 2 boci căpăcite și am profitat de ele. Peste 5 zile voi mai găsi încă boci căpăcite la dâns. Atunci, în momentul respectiv, va trebui să am măci împerecheate de la cele transvazate. Acolo unde nu voi găsi matca, voi pune aceste boci de schimb liniște. Ca să înțelegeți ce este exact schimbul liniști. Iată, avem și ramă cu mâncare. I-am adus și puiet. A trebuit adus puiet ei pentru a stimula mai departe creșterea de boci.
Bun. Cam atâta despre schimbul liniștit. Cei care văd alte filmulețe despre schimb liniștit, să se liniștească, că nu e chiar așa cum se consideră. Ea se transmite genetic, n-are nicio legătură cu șchilodirea măcilor sau oprirea feromonului. În afară de acordul măcii, de a face boci și nu foarte multe, 3, 4, maxim 5, cred că o familie puternică, puteți profita de ele și va fi într-un număr mic. Eu sper să pot obține, fiindcă anul viitor voi face câteva măci din acestea, fiindcă e posibil să nu fie bune, nu neapărat că dacă e schimb de liniștit e foarte bună, nu este chiar așa, dar este un lucru pe care te ajută în momentul în care faci pastoral sau nu vrei să îți roiască albine. Bine, eu voi trata și pe acesta. Până data viitoare, numai bine!